Eforie este prima stațiune vizată de schimbările de la mare. Lacul Bellona din Eforie Nord, acum o groapă de gunoi, va fi cosmetizat și va deveni o oază de verdeață și de relaxare. Avem două tipuri de lucrări. Primul tip de lucrare se referă la luciul de apă. Pe această suprafață de peste 50.000 de metri pătrați se vor realiza lucrări de ecologizare, consolidare a malurilor și se vor defrișa controlat zonele de stuf. Sincer, deplorabilă, cu totul deplorabilă, nicio condiție, trotuare, mizerie, tomberoane, iarba netunsă. Venim în stațiunea asta de 7 ani și am zis că asta e ultimul an. Dar pe mine cel mai mult mă deranjează mizeria, efectiv mizeria, de la hotel până la plajă mi se pare groaznic. Deci, am fost în alte țări și când am venit aici mi s-a părut foarte mare discrepanța. Al doilea tip de lucrări se vor desfășura pe terenul de aproape 20.000 de metri pătrați din jurul lacului, unde se vor realiza alei pietonale, vom avea și un foișor de unde se va putea admira priveliștea. Cu banii obținuți de la Ministerul Dezvoltării, Primăria Eforie va ecologiza lacul, va construi alei pietonale, spații verzi și o pistă de biciclete în lungime de 1,2 km. În momentul de față, zona arată într-un mod deplorabil și nu reprezintă chiar o mândrie pentru orașul nostru. Proiectul va fi gata conform contractului de finanțare peste 4 ani. Valoarea totală a proiectului se ridică undeva la puțin peste 20 de milioane de lei. Și delfinariul din Constanța urmează să primească bani europeni. Ar însemna mai multe bazine, ar însemna posibilitatea de a deține mai multe animale, 6 delfini, 2 belugi, ar fi excepțional. Pe harta investițiilor de la minister se află și orașul Techirghiol. Un nou sanatoriu ar urma să fie construit. Ar fi bine, spun turiștii, cu condiția să nu rămână doar pe hârtie, ori să aibă soarta unei investiții asemănătoare bazinelor de la Venus.